Merge? Păi de ce să meargă și filmarea noastră? Că nimic nu merge în țară. Dar deci sigur, sunet, video, lumină, tot avem. Bună dimineața și bine v-am găsit la cafeaua de după. De după ce? Ați mâncat ceva de dimineață? Nu contează. Uitați-vă aici la acest frumos material video și ziua o să treacă ca prin farmec. Ca prin farmec o să treacă. Au trecut pelerinajele. A fost pelerinajul la Sfânta Parascheva. Acum s-a terminat și cel de la București. Mama acolo a fost maraton de pupat moaște. Au fost vreo 5 sfinți. A fost un line-up grozav, no, du-te la femur, du-te la aia, du-te la aia, du-te la aia, cam oboseală. Și la final, ce-au primit enoriașii? Două sarmale. Dintre toate reportajele făcute pe temele acestea la TV, cel mai mult îmi place finalul. Iar la sfârșit, credincioșii au primit o caserolă cu două sarmale și o bucată de mămăligă. Mă, sarmale, salivam. M-am uitat la soacră, saliva și ea. Deși ea e de altă orientare, dar mă rog, pentru sarmale nu contează religia. Zic, ma... facem. Când e vorba de sarmale, ne înțelegem din priviri. Și nu zic că o luat varză acră de la supermarket și am zis, am o relație, am o cunoștință, ți-aduc eu de aia cu frunză moale, subțire, să poți împacheta, să faci running sushi ardelenesc, mă mai. Nu că ea ia de la supermarket, zice, așa de bine o arăta, zic, nu lua de aia și o luat. Acră, acră, ofiert, ofiert. Dar putem să împachetăm în frunzele alea vreo 7 rânduri de sarmale, că nu s-o înmuiat. Ioi, ce distrus a fost socra, nici nu și-a pus proteza de sus de ciudă și i-am zis, mă, nu-i întoarsă moarea, nu-i varța cum trebuie, putea să facă din varză dulce. Știți, coa crește, o țetește, o nu știu ce, dar comoditatea, ce să zic, socră, socră, se pot comanda tricouri cu super socra, da? Tot de pe Scalware, da? Acum că e toamnă, că asta vară n-ați comandat, toamna, iarna puteți comanda niște superbe tricouri ca să vă protejeze de orice, chiar și de blestemele. Soacrei, mulțumesc pentru cafea oferită de către cine? Ni, Marcel Lesenciuc de pe Spania, ole, someone, că nu s-a semnat, îl pup și pe el, pup prea mult, salut și pe el, iar Cătălin Halic, vechiul nostru prieten, a dat și el o cafea. Mulțumesc frumos pe buymeacoffee.com/nicubendea. Varză. Varză e politica. Totul e varză, dar vedeți că nu e varză bună. Pă, politicienii doar în curde, nu... nici asta nu e prea bine. Uitați-vă, de exemplu, diva Loredana Chivu are probleme cu curul. Cu capul știam, care, știți vorba aia, cap cărun și cur, da. Are probleme. În 2019 și-a făcut diva un implant fesier. Pentru ce? Nu știu. Adică dacă tot ai bani, de ce ți-ai băga în cur? În fine. N-a reușit implantul. Și-o făcut și la începutul 2021, implant tot de fesier. Eu putrezit implantul, mă, îți dai seama, o stat, o dat din cur, ce-o făcut? Eu putrezit implantul, mă. Și acum cere despăgubire de 300.000 de euro medicilor plasticieni. Îți dai seama ce înseamnă să faci o operație aiurea și să te doară în cur de rezultat, vedeți? 300.000 de euro pentru un malpraxis la cur. Mor oamenii pe în spitale, nu primesc niciun leu din cauza inadvertențelor medicale și Loredana Chivu cere 300.000. Da, păi așa au făcut medici. I-au luat banii, au operat-o și au pus palma în cur și a plecat. Acum se rezolvă, să vedem cum se rezolvă treaba. Că vorba românească, nu poți sta cu curul în două luntre. Cum ar încerca să facă acum PNL-ul, să fie, ăștia de la PNL ar vrea să fie și la guvernare și în opoziție. Președintele Iohannis l-a desemnat pe generalul Ciucă să facă guvernul meu. Adică Măciucă îi dă ordine lui Ciucă, foarte bine, avea nevoie de un general în fruntea țării. Că în particular o ducem rău cu toții, dar în general, extraordinar, ăsta săracul, tăi, poartă negocieri, tăi, nimic. Nimic. Iohannis, dulapul națiunii, știți bancul cu dulapul? Dula, da. A distrus PNL-ul, l-a pus pe câțul, l-a făcut flenduri și pe ăsta, se reface USL-ul acum și țara este în haos. Eu n-o pot păsădă. Între timp, trepădușii din PSD, care nu vor să intre la guvernare, au intrat deja pe posturi de secretar și subsecretar de stat. Deci tă pe banii noștri, da? Eu n-o pot. A fost miercuri în Egipt, Iohannis. Era să-l rețină aia egiptenii pe post de sfinx. La plecare, Ion Iliescu i-a spus, salută-l pe Tutankhamon. Dar unde o să ajungem? Am văzut săptămâna asta în Cluj niște cetățeni cu sape în spate. Zic, bă, se întâmplă ceva, se mișcă țara cu sape în spate, cu furci, cu... Mergeau să renoveze mormintele, mergeau să renoveze criptele căluni iluminația.
Nu luminat. Iluminați, în Ardeal, sărbătoare mare. Mergeau să aranjeze mormintele, să pună luni lumânări și să ne rugăm pentru sufletul morților. Că pentru sufletul nostru cine se roagă? Cei care ne dau o cafea bună pe buymeacoffee.com/Nicu. Bendea, mă! Bendea, nu bendea, nu bindea. BNDA, simplu! Marcel din Spania, să rămână Samuan, Cătălin Halic, Cătălin Halic, mulțumesc frumos, buymeacoffee.com/NicuBendea. Căci altfel suntem cetățenii cei mai sănătoși din Europa, cei mai bine informați din punct de vedere medical din lume și în continuare suntem tot în evul mediu, singurii din galaxie. Păi ce a zis Becali? Păi zice, eu când văd un vaccinat, mă duc la 2 metri de el, eu mă feresc de vaccinați. Și Steaua a fost eliminată, dată afară din Cupa României, ca au 17 jucători cu COVID. Focar de COVID la FCSB, că eu mă feresc de vaccinați. Și Mitica Dragomir, ce a zis pe tema asta? Dom'le, dar ăștia care bea cola și mănâncă parizer, ăștia știu ce e în ele? Corect. Și Cristian Țântăreanu, după ce a stat o săptămână în spital, și-a revenit și a spus acestea. Dom'le, eu pe ăștia care spun vrute și nevrute și dezinformează cu fake news-uri, ia și măcar la pușcărie. Trei păreri într-una singură. Becali, Dragomir și Țânțăreanu. Alegeți voi, că voi știți cel mai bine după cum citesc și din comentarii. Bă, dar chiar nu vrea nimeni să facă guvern? Tot să feresc acum să facă un guvern. Facem noi un guvern. Aștept în comentarii, da? Pe cine punem premier? Că da, da, să țină la țară. Pe cine punem la dezvoltare, la învățământ, la sănătate, da? La apărare, la interne, aștept la comentarii propuneri. Facem noi guvernul. Nu guvern din umbră, guvern pe... Auzi, propune guvern de armistițiu, un guvern care să țină o lună, un guvern care să țină 3 luni, un guvern de 6 luni susținut de toate forțele politice. Dar ce mă, stai pateu cu termen de garanție? N-ați câștigat odată alegerile, n-ați avut coaliție, n-ați avut pâinea și cuțitul. Nu! Nu, că nu vi de ajuns, vă trebuie și ciolan. Și noi, ăștia amărâții, nu știm pe unde să ne scoatem cămașa, că încă nu-i noiembrie și facturile au venit. La mulți ani, dacă internet este ziua ta azi, că dacă nu erai tu, noi cum vorbeam? Noi cum ne înțelegeam? Noi cum primeam o cafea de pe buymeacoffee.com/NicuBendea? Dacă nu era internetul, elevii săraci nu erau online. Că începe școala fizic din 3 ianuarie, dar o să vorbim săptămâna viitoare. Cum mă, din 3 ianuarie, încă mai miros de artificii în aer și tu mergi la școală fizic, las-o încolo. Și acum, deja disperați românii, și în Cluj-Napoca circulă poze cu supermarketuri goale. Nu-i făină, nu-i zahăr, tâsuri, bă, iarăși ori umplu cămările. Vine foamea, vine în capul nostru, ce să vină? Ei bine cum e așa, dar n-avem bani să cumpărăm, că produsul ori să fie. Produsul ori să fie. Ci că trebuie să ai dovadă că ai trecut pe boală să mergi la mall. Apoi toți au o boală, mai ales doamnele. Boala shoppingului. Și ați avut boală? Da, am febra shoppingului. Nunțile interzise. O lună de zile nunțile sunt interzise. Păi eu aș fi de acord să le interzică și după aia. Weekend plăcut, tot ce vă doriți. Nicu Bendea este aici. Podcastul. V-a plăcut podcastul? Că nu degeaba. Ai închis? Nu închide! Nu închide, că ce? Am certificat. N-am. Ce? Am. Fiți atenți. Deci, podcast, Vintilă Horia, ne zicea Cristian Bădiliță în podcastul de miercuri. Tot Vintilă Horia spunea că politica este despre a guverna. Cibernatan, în greacă. Din el a derivat cibernetică, da? Ce înseamnă cibernetică? Să cârmuiești nava printre pericole și să o duci la un loc sigur unde trebuie să stea. Asta înseamnă guvernare. Să cârmuiești în folosul cetățenilor și a statului. Gândiți-vă voi că Băsescu, așa cum era cu 10 uiscane la bord, o mai ducea în port, dar ăștia o lasă în derivă. Suntem pe Titanic, ultimul stinge lumina. Și filmarea.